Bine ați revenit alături de noi, revenim la realitățile curente după alegerile din 26 mai, atunci când, pe lângă alegerile europarlamentare, românii și-au exprimat voința și interesul față de referendumul inițiat de președintele Klaus Iohannis. Am avut consultările la Palatul Cotroceni, au fost prezente aproape toate partidele politice și s-a discutat cum se ajungă a se implementa decizia românilor din 26 mai privind justiția și ordonanțele de urgență. Domnule deputat, am avut subiecte cumva semitensionat între părerile exprimate cu ocazia consultărilor de la Cotroceni și dumneavoastră ați apărut în opinia publică astăzi cu, pentru mine cel puțin, maniera în care s-au raportat lucrurile în presa națională a fost ciudată și de foarte multe chiar vă rog să vorbiți mai mult despre această manieră, cum vi s-a părut, că vă întreb în calitate de jurnalist, cum vi s-a părut această receptare și cum vi s-au părut acele reacții, pentru că vă mărturisesc și eu azi am avut o zi destul de bulversantă, adică mai aveam un pic și probabil mă ataca cineva pe stradă, în rest le-am avut cam pe toate astăzi. Urmăream cu îngrijorare, sincer să fiu, pentru că dincolo de, nu știu, discuția propriu-zisă, am sesizat o talibanizare gravă. Foarte. Am vorbit despre talibanizare în societatea românească în mai multe rânduri și îmi pare deviant, un comportament aproape grotesc în care, literalmente, mă gândeam că se va ajunge la escaladări de violență fizică, pentru că urmăream comentariile celor de pe paginile media și refuzam să cred în prima fază că trăim în România anului 2019. E vorba, pentru cei care nu au urmărit subiectul, de aducerea în discuția referendumului din octombrie 2018 privind familia tradițională și vă spuneam, asta m-a îngrijorat cel mai mult. Reacții atât de violente și atât de vehemente și din păcate alimentate de unii exponenți politici, pentru că am văzut și voci politice care au venit și au exprimat foarte diplomat spus exprimat, au mârâit practic nemulțumirile față de acest subiect. Vă rog pe dumneavoastră să ne explicați cu predicat și subiect și predicat ce anume ați încercat să spuneți, pentru că am impresia că ori nu s-a înțeles informația, ori am ajuns să relaționăm în spațiu virtual de tip bâtă. Adică, domnule, indiferent ce zice, dacă nu ne convine, dăm cu bâta. Ceea ce nu e deloc în regulă. Da, și mie mi se pare că spațiul virtual treptat devine un spațiu al instinctelor. Un spațiu dominat de manipulare, de minciună, de dezinformare și un spațiu în care aproape ne întoarcem în peșteră și ne așteaptă cineva după col să ne tragă o bâtă în cap și să ne fure ceea ce am adunat de prin pădure. Și chiar așa este. Eu mi-am exprimat un punct de vedere pe care mi-l susțin și mi-l susțin în continuare. Mie nu-mi pasă de nu știu ce propagandiști neomarxiști care aruncă cu mizerii. Sau mai știu eu de ce neofasciști, că avem și așa ceva, care la fel vor să apeleze la violență. Da. De la violența de limbaj, la violența fizică, să știți că sunt mai puțin pași. Ceea ce am spus este un lucru de simplu, un lucru de bun simț. Am zis că, da, susțin o modificare a Constituției, dar eu, personal, cred că această modificare a Constituției ar putea fi făcută și m-aș implica să o susțin cu votul meu, cu ceea ce pot să fac eu politic și este un pic mai mult decât au impresia unii care comentau astăzi la adresa mea și care, cum să spunem, să suntem într-o zi de sărbătoare și nu e cazul să deschid foarte mult subiectul. Avem acești părăriști de profesie. Da, ideea este că întotdeauna am respectat punctele de vedere adverse și câteodată chiar mi-e dor să văd un punct de vedere critic, argumentat sau un punct de vedere contrar celor afirmate de mine. La fel, care vine de pe o anumită poziție. Da. Nu am absolut niciun stres, nu am absolut nicio tulburare. Dar momentul în care practic ești atacat, inclusiv din surse media, nu doar din troli de pe Facebook, da, din surse media cu invective, cu amenințări, cu înjurături, eu cred că deja suntem la limita penalului. Adică eu astăzi, chiar dacă îmi făceam o colecție, puteam să mă duc să dau în judecată câteva personaje, inclusiv din zona publică, care au aruncat cu mizerii pe acest subiect. Și ca să revin pe tema în sine, am cerut ca în contextul unei revizuiri, acea revizuire să fie mult mai amplă și să nu cuprindă doar ceea ce s-a votat la referendumul consultativ de acum.
ci să cuprindă și alte elemente și aici am dat un exemplu, un lucru la care țin foarte mult, da. Transpunerea în legea fundamentală a cererii celor peste 3 milioane și jumătate de români, aproape 4 milioane care au votat pentru acest lucru la referendumul din octombrie 2018, a faptului că în articolul 48 se spune clar că căsătoria se întemeiază pe una liber consimțită între bărbat și între un bărbat și o femeie, nu între doi soți. Da. Atât. Și de aici au un val de ură, un val, îmi permis să spun, care pe mine chiar m-a pus pe gândul, oare în ce spirală aurii am putut să trăim astăzi, încât nu mai putem să ne înțelegem pe lucruri de acest tip. Adică, să vă explic, nu am zis, nu a fost un atac la o anumită persoană, nu a fost o acuzație, n-am zis, nu știu, să intre cineva la pușcărie sau să ferească Dumnezeu, ceva mai grav, nu. A fost o chestie peste care ține de principii. Și îmi susțin aceste principii. Și vă spun sincer, nu voi vota nicio revizuire a Constituției dacă ea nu va conține revizuirea articolului 48, familia. Și eu e un principiu la care țin și un principiu la care țin milioane de români. Pentru că acel referendum, nu a fost... Trebuie să punctăm că nu a fost validat referendumul respectiv. Nu a fost validat. Dar hai să vă explic. Vă rog. Este foarte interesant. La vot... 93%, dacă nu mă înșel, din români, au votat pentru. Da. La noi în țară avem un quorum, un prag de quorum de 30%. Acest prag de quorum, pe lângă faptul că este, susțin unii, destul de mare, paradoxal, deși pragul în țară de 50%, riscă să ne arunce într-o altă situație. Și aici chiar Comisia de la Veneția, pe care unii o citează doar în momentul în care au un interes și le convine, spune foarte clar. Nu recomandă quorumuri la referendumuri în Europa sub nicio formă. Și sunt multe țări care nu au quorum la referendum. Știu că inclusiv Elveția, care este o țară... Bine, acolo democrația participativă este... participativă. Sau sunt țări din Europa care au un quorum simbolic, 10-15%. Ce dar se întâmplă? Aici care nu e pericol, o secundă, că cu un forum de 10-15%, practic riști ca stat să fii obligat să respecti părerea unui minorități foarte bun, dar problema este mici. Felul următor. Cădem într-o altă cursă și aici Comisia de la Veneția a spus foarte clar. Nu recomandă folosirea forumului pentru referendum din simplu motiv că absența la referendum se traduce în vot negativ. Asimilarea absenteiștilor cu cei care votează împotrivă este o chestie absurdă, pentru că absenteistul este un om care nu se prezintă la respectivul scrutin. Și pur și simplu, pe această logică pe care funcționăm noi acum, se presupune că toți cei au votat doar 21,5, dacă nu mă înșel, din români, toți ceilalți 78-79%, la sută care sunt împotrivă, ceea ce este fals. Cu siguranță. Iar acest referendum a fost invalidat procedural. El ar fi fost respins prin vot dacă 50% plus 1 din români ar fi spus nu. Și atunci, sincer să fiu, aș fi fost de acord cu rezultatul referendumului. La o participare, oricare ar fi fost ea. Da. Dar din moment ce 93% au spus da și am căzut în această capcană perversă de a asimila pe cei care nu au fost prezenți cu cei care au votat împotrivă, suntem într-o cu totuși altă situație. Și de aceea spun că în cazul unei proceduri de revizuire a Constituției, acest lucru poate fi introdus prin Parlament și pe cale parlamentară. Nu mai vorbesc de inițiativa civică, pe care am cunoscut-o cu toții, cea mai mare inițiativă civică din istoria românilor. Da. Aproape 3 milioane de semnături. Nu mai vorbim de acest aspect, foarte clar. Și de aceea m-am pronunțat pe acest lucru. Sunt niște chestiuni de principii și niște chestiuni simple. Bun, unii vor să introducă și nu știu ce trăznăi în această Constituție. Și eu vreau să modific inclusiv relația dintre președinte și executiv, să clarificăm separarea puterilor în stat, să clarificăm rolul Curții Constituționale. Este o dezbatere aici pe... Sunt multe lucruri de făcut, dar, cum spuneam... Ce trebuie modificat? Adică am avut propuneri din mai multe partide politice de o revizuire mai largă a Constituției. Asta vă vorbesc de o revizuire președintele mai largă. Se pronunță împotriva unui revizuire mai largă a Constituției. Eu v-am spus foarte clar. Principiul meu este... de revizuire mai largă a Constituției. O revizuire mai largă care cuprinde
și anumite lucruri asupra cărora nu s-au pronunțat, și anumite lucruri asupra cărora nu s-au pronunțat, cuprinde și referendumul pentru familie, care totuși a întrunit niște voturi, deși nu a fost realizat cvorumul, cuprinde și alte lucruri care ar trebui clarificate, în special legătura, relația dintre puterile în stat, principale puteri în stat, sunt câteva chestiuni de clarificat și de adaptat la realitatea actuală în Constituție. Și nu înțeleg acest val de ură, deci asistăm pur și simplu la un val de ură. Da. Iar această divizare a societății, această discordie care permanent s-a inserat așa, s-a însămânțat în societatea românească, mi se pare un lucru deja sinistru. Un lucru care poate duce la o catastrofă națională. Și pe acest fond de ură, pe acest fond de dezbinare, pe acest fond de separare între oameni, iată, cred, colac peste pupă să-ți mai apară un incident dintre acesta violent, Doamne ferește, lucrurile pot degenera într-o instabilitate generală. De aceea eu cred că ar fi timpul ca în societatea românească să ne mai oprim din ura asta, să încercăm să stăm în loc și să ne privim cum suntem noi înșine. Domnule deputat, dar e cunoscut și foarte vizibil faptul că această ură pe varii subiecte, pentru că am avut de la antipatia sau simpatie exagerată pentru unele partide politice, până iată la chestii de principii și valori până la urmă, că tot marcăm astăzi ziua eroilor, sunt convins că acei eroi au mers mai în primul rând să își apere familia. Exact. Pe câmpul de luptă. Da, că vorbeam de familie, uitați. Da, dar pentru mine este trist faptul că avem exponenți politici de dreapta sau de stânga care alimentează această ură națională. Și chiar cu dumneavoastră, mai bine de un an în urmă, vorbeam de războiul româno-român. Dar eu credeam că acest război româno-român se va atenua. Din păcate, el s-a acutizat. Da. Iar acest război româno-român vine mână în mână cu o politică perversă, antinațională. Deci vedem pe animatorii acestui război, pe lângă cei pe care știm, pe lângă chestiunea cu Dragnea și tot ce s-a discutat în spațiu public, vedem oameni care au o agendă foarte clară. Deci hai să vă spun foarte direct. În spatele unui lucru care suntem cu toții de acord, lupta împotriva corupției și combaterea infracționalității economico-financiare, un lucru unde nu cred că vreunul dintre noi sau dintre spectatorii noștri are vreo dilemă că ar putea fi de acord cu așa ceva. Se introduce în mod ocult și pervers o agendă ideologică. Iar această agendă ideologică pe care eu am reușit să o identific și care se ascunde de multe ori în spatele confiscării unui discurs legitim și al folosirii acelui discurs legitim de către anumite forțe politice sau parapolitice, și aici mă refer inclusiv la entități străine, mă refer la rețele de ONG-uri finanțate din afara țării, mă refer la corporații din străinătate care au interese financiare aici, mă refer și la servicii secrete ați atins un punct foarte sensibil și nevralgic, concomitent. Încercați să spuneți că există corporații în România care, pe lângă faptul că desfășoară activități economice în țară, ceea ce este foarte bine pentru economia națională, au o campanie ideologică? Da, din păcate există mărturie. Trebuie să mă întreb dacă aveți dovezi aici, din punct de vedere deontologic, sunt obligat. Din păcate sunt foarte multe mărturii chiar unei persoane care au lucrat cu companii multinaționale și unde li s-au spus foarte clar că trebuie să crezi într-un anumit lucru, trebuie să respingi un alt element. Inclusiv când a fost referendumul pentru familie, că tot ne referim la el, au fost în unele, nu bineînțeles, evident că nu în toate, pentru că sunt două tipuri de producție, producția de tip capitalist, care de natură economică și se raportează la realitatea naturală și producția de tip corporatist, care se raportează mai curând la hârtii, la birocrație și la o structură piramidală. Și acolo este un mecanism integrat, în timp ce dincolo este un mecanism de tip liberal. Și au existat anumite cerințe ale unor. De exemplu, știu foarte clar că în unele companii, persoanele care fac politică sunt privite, deși au tot dreptul legal să facă politică, sunt privite așa, ca un fel de proscriși sau ca pe un fel de persoane, nu trebuie să ne atingem de el sau trebuie să-l îndepărtăm de aici. Știu cazuri. Și de aceea vreau să vă spun, revenind asupra subiectului, deci se poate insera o altă agendă. Și am văzut cum s-a încercat a se lega și sunt și câțiva propagandiști, le spun extremiști, pentru că
marxism-leninismul revoluționar și fascismul sunt fețe ale aceleași monede. Totalitarismul este unul singur. Da. Eu nu cred în astea cu extrema dreaptă și cu extrema stângă. Avem extremă. Pentru că totul este precum un glob care poți să-l prinzi cu mâinile și la un moment dat o mână și-o dă pe cealaltă. Să nu uităm care era diferența fundamentală între comunism și nazism. Unul venea, avea în mână bâta urii de clasă, iar celălalt bâta urii de ras. Da. Tot ură, tot regim totalitar, tot regim integrat. Și vedem multe atacuri la biserică. Uitați-vă ce atacuri la biserică s-au adus în ultima perioadă. Bine, atacuri ele sunt frecvente și apar. Atacuri la chestiuni care țin de valori identitare, țin de morală, țin de tradiție, țin de istorie, țin de cultura națională. Apoi un atac sistematic la instituțiile democratice, astfel că ni se propagă fals ideea că unii din anumite zone sunt imaculați, în special cei din anumite structuri de forță, da. În timp ce toată lumea din parlament, din primării, din consilii județene, din hoți, din corupți, din incompetenți, din proști. Deci este o propagandă în această direcție, acest lucru nu putem nega. Și eu nu cred că este normal ca în România o agendă legitimă care vorbește de niște lucruri care suntem cu toții de acord, cum este combaterea corupției, să poată fi subjugată de niște interese ideologice. Pentru că știm foarte bine că există în România inclusiv ONG-uri care au agendă ideologică. De regulă o agendă de, să spunem așa, între ghilimele spus, stânga progresistă, între ghilimele spus. Da. Eu prefer să vorbesc de acel element de ceea ce înseamnă revoluția marxismului cultural, întemeiat pe relativism moral și social, de deconstrucție identitară și pe astfel de non-valori, pe care unii le consideră așa un fel de descoperire ale modernității. Mai știți nou, progresismul este un principiu, un pilon de funcționare asumat de către unele forțe politice la nivel european și la nivel național. Nu vreau știu. Să vin cu exemplu în această direcție. Și nu vin, dar da, e cumva în firea democrației. Evident. Evident, dar eu spun un alt lucru. Respect orice punct de vedere, orice opinie. Da. Dar mi s-ar părea corect că în momentul în care faci politică, să-ți asumi că faci politică, în momentul în care ești activist civic sau te implici socio-civic, să-ți asumi lucrul ăla și să stai acolo, să-ți vezi tu de implicarea ta civică, nu să te trezești că vrei locuri pe liste de parlamentar sau vrei să fii ministru. Aici, de ce crezi că ar fi o problemă aici? Pentru că mi se pare cumva normal ca oamenii din civic nu, să ajungă și... În momentul în care clamezi apolitismul, da. Poți să clamezi că faci parte dintr-un partid politic sau reprezinți o doctrină, e absolut legitim, dar dacă vii și clamezi celălalt lucru și te crezi imaculat, ar trebui să-ți păstrezi... Astea sunt chestii de nuanță și nu aș vrea să insist aici. Sper să putem să le discutăm la și un moment. Și aici, ca să revin asupra ceea ce înseamnă că vorbeam de așa numitul progresism. În realitate, avem de-a face nu cu un progresism, ci cu un regresism. Pentru că, dacă ați văzut, foarte multe din vocile acestui curent, așa, ideologic, da. Care, din păcate, refuză dialogul. Eu sunt foarte deschis la dialog și de-a lungul vieții mele politice, care încă e la început, dar fiind faptul că sunt destul de tânăr, am avut capacitatea de a avea dialog și cu socialdemocrați, și cu socialiști mai radicali, și cu naționaliști, și cu liberalii sociali sau liberal-progresiști. Acest climat nou, al lumii noi, al deconstrucției și reconstruit de la zero, respinge orice dată anterior. Respinge orice clădire care are rădăcini și este bine împământată, să spunem, în solul acelui loc. Și mai este o chestiune. Eu cred în progres, sincer. Eu sunt un om, pentru cine nu știe, chiar pasionat, de exemplu, de filmele SF. Eu sunt atras de astrofizică, de astronautică, de fizică cuantică. Deci ca să vă spun de pe okay, ce poziții dar... vorbesc. Dar vom vedea acum foarte interesant cei care vorbesc de progres. De fapt vor să ne întoarcă la neopăgânism. De fapt vor să ne aducă într-o lume... Ce înțelegeți prin neopăgânism? Neopăgânism, vă dau un exemplu. De... Cum era acea declarație... Să trăim în grupuri, să ne întoarcem în peșteri și să vânăm bizonul și... mai știu eu ce... Bine, era... Mistreț. O secundă, domnul deputat, aici trebuie să intervin. Era declarația viza strict trai un grupuri. Bine. Bun, nu, v-am dat un exemplu. Nu vreau să amintesc persoana respectivă pentru că nu am o
nu-mi doresc să atac. Am înțeles. Nu doresc să aduc acuz pe cineva. Deci v-am dat un exemplu de ideatic. Pur și simplu, inclusiv acest lucru, să nu uităm. Vă dau un exemplu. Căsătoria între persoane de același sex da. Era un fapt acceptat în Imperiul Roman. Ea n-a mai fost acceptată legal odată cu creștinismul. De exemplu, în vremea împăratului Justinian s-au dat niște legi care interziceau anumite practici care anterior existau. Dar a fost și trecut cu vederea în un vot în Parlament privind renunțarea la parteneriatul civil. Deci, practic, în acest moment, legal vorbind, în România, nu mai poți nici măcar recunoaște legăturile conjugale oficiale între persoane de același sex, ceea ce era posibil până acum. Deci a fost votul săptămâna aceasta. În Senat, dacă nu mă înșel, s-a respins o lege. Sunt mai multe propuneri legislative. Eu le cunosc. Majoritatea sunt scrise foarte prost, ori sunt făcute tip capcană. Și, de exemplu, o propunere a CNCD-ului, care este identică cu ceea ce înseamnă instituția căsătoriei în acest moment. Și vă dați seama, este total inacceptabilă. Mai sunt niște propuneri fanteziste de ale unui coleg pentru care, deși mă despar multe idei, eu chiar am un respect pentru el și dacă mă întâlnesc cu el, stau de vorbă oricând. E vorba de Remus Cernea, care, să știți, comparativ cu persoanele care astăzi propagă ideile acestea de tip radicaliste, nu mai este deputat. E un personaj decent cu care se poate sta de vorbă, cu care la anumite puncte poți ajunge la o anumită idee. Nu. Apoi sunt niște... Judecând după legea privind delfinii... Da, asta spun. Sunt niște lucruri care... Acolo cu delfinii vă dați seama că a fost un subiect de amuzament, dar pur și simplu e cine... Socialdemocrația adusă la extrem, că era socialdemocrat. Da, era socialdemocrat, dar era ecologist. De aceea el era cu delfinii. Am dat un exemplu, dar... Mai e o zonă radicalistă împinsă puțin de la spate de niște oameni, în special din zona USR-ului, pentru că de acolo vine iarăși o propunere cu parteneriatul civil. Și ce vreau să vă spun este că sunt mai multe propuneri. Eu, evident, le voi vota împotrivă pe toate. Eu cred că actualul cod civil este foarte permisiv și chiar adaptat la cerințele persoanelor de același sex. Da. Fiecare în viața sa privată, cum am spus de atâtea ori, face ceea ce dorește și nu suntem noi în măsură să judecăm. Dar în România niciodată nu voi fi de acord, nici eu, nici cei mai mulți colegi ai mei, cu parteneriatul civil și cu căsătoria între persoane aceeași sex. Vă spun de ce spun de parteneriatul civil, pentru că acele legi, cele care nu sunt scrise fantezist, sunt, de fapt, niște manevre prin care se încearcă introducerea pe un alt EU și a unei căsătorii, doar că nu este numită astfel. Iar aici un rol foarte nociv l-a jucat Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, care a devenit un fel de propagator, agenție de propagandă. Domnule deputat, eu sunt curios cum o să evolueze lucrurile și avem, din păcate, avem o dezbatere cumva inexistentă pe subiectul ăsta, pentru că ajungem iarăși la talibanism și vin în fața noastră o tabără sau cealaltă și ne vorbesc în termeni radicali, ceea ce nu cred că este ok. Suntem obligați să luăm o altă scurtă pauză publicitară și revenim cu ce se întâmplă la nivel pragmatic, ce se întâmplă în guvern, ce se întâmplă în opoziție. Rămâneți alături de noi.